găsit la Prima News, doamnelor, domnilor, sunt Andrei Gheorghe. Începem cu titlurile orei 12. Rata anuală a inflației în luna martie 2023 a scăzut, dar nu cât se așteptau guvernanții. Comparativ cu luna martie din 2022, inflația a coborât la 14,5%, de la 15,5% în februarie, potrivit Institutului Național de Statistică. Mărfurile alimentare s-au scumpit în martie față de martie 2022 cu aproape 22%. Dintre alimente, cel mai mult s-au scumpit zahărul cu 61% și untul cu 38%. Mergem mai departe. Interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat este un subiect extrem de sensibil, a afirmat ministrul Muncii, Marius Budăi, în emisiunea Proiect de Țară România. Se discută și cu constituționaliștii, deoarece Constituția le garantează dreptul și la muncă și la pensie, nefăcând deosebirea între sistemele private sau sistemul de stat, a adăugat ministrul. Securitatea din zona Mării Negre este subiectul summitului care se desfășoară la București, prima conferință pe tema securității Mării Negre sub egida platformei în capitala României. Summitul este găzduit de ministrul de externe Bogdan Aurescu și cel al apărării Angel Tâlvar. Cu aceeași ocazie se desfășoară și trilaterala de externe România-Ucraina-Republica Moldova pe teme de securitate. Mergem mai departe. CFR a lansat licitația pentru serviciile de proiectare și execuție, lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare pe lotul 3 Craiova-Drobeta-Turnu Severin-Caransebeș, cu o lungime de 225 de kilometri. Valoarea financiară estimată a contractului este de maximum 3,4 milioane de lei, fără TVA. Banii provin din fonduri externe nerambursabile, aferente programului Transporturi 2021-2027. Dan Diaconescu a sosit la Tribunalul Constanța cu 20 de minute înainte de ora 10 și nu a făcut declarații. Instanța judecă cele două contestații depuse la decizia de arestare la domiciliu a sa, în dosarul în care este acuzat că a făcut sex cu minore și folosirea prostituției infantile, ambele infracțiuni în formă continuată. Președintele american Joe Biden, care a pornit într-o călătorie pe urmele strămoșilor săi irlandezi, și-a planificat joi partea instituțională a vizitei sale la Dublin, scrie AFP. Liderul de la Casa Albă se va întâlni cu președintele irlandez Michelle Higgins și apoi cu premierul Irlandei de Nord. El se va adresa celor două camere ale Parlamentului irlandez, discurs care va aminti de cel al lui John F. Kennedy, președintele catolic american, tot de origine irlandeză. Ambasadorul american la Budapesta a anunțat miercuri că Statele Unite au sancționat peste 50 de persoane și instituții pentru legăturile lor cu Rusia, inclusiv Banca Internațională de Investiții și pe vicepreședintele ungar al instituției, dar și un fost ambasador al Ungariei în Kazahstan și Azerbaijan. Mergem mai departe, trecem acum la sport. Naționala de handbal feminin a României s-a calificat la campionatul mondial din 2023 după ce a învins Portugalia și în returul disputat la Parades, scor 28-24. Acesta va fi a 26-a participare din istorie la un turneu final a României. Și ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Astăzi se încălzește și vremea va fi frumoasă în sudul și în sud-vestul țării. Temperaturile vor fi ușor peste normalul perioadei. Maximele se vor situa între 13 și 21 de grade. Facem o analiză asupra economiei, asupra bugetului de stat. Vedem subiectul din ultimele zile. Ministrul Finanțelor a venit și în Parlament, a discutat despre acea gaură de 20 de miliarde de lei, circa 4 miliarde de euro la bugetul de stat. Cum vom ieși din această situație? Încercăm să răspundem la aceste întrebări alături de fostul ministru al economiei, domnul Claudiu Năsui, în minutele următoare. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, discutăm despre economie. Ultimele subiecte pare că nu ne mai dau pace, chiar și așa, înainte de sărbători, înainte de Paște. Discutăm în continuare despre pensii speciale, despre pensiile pentru speciali sau miliarde pentru toți. Pare că alege mai degrabă pensiile pentru speciali. Discutăm despre bugetul de stat, o gaură imensă. Ministrul Finanțelor a participat la ora ministrului în Parlament. Concluzia, ne rugăm la
divinitate ca la rectificarea bugetară lucrurile să fie îndreptate. Discutăm și despre subiectul pragului pentru abuzul în serviciu, mult zgomot pentru nimic. În schimb, pe lângă acest prag a trecut și prevederea care vorbește despre interceptările SRI în anchete de corupție. Deficitul balanței comerciale a crescut și el foarte mult, 32 de miliarde de euro. Ca să explicăm pe înțelesul tuturor, practic importăm cu 32 de miliarde de euro mai mult decât exportăm, ceea ce înclină într-o parte sau alta balanța comercială, într-un sens evident negativ. Angajații din prefecturi vor mai mulți bani, într-un moment în care guvernul se pregătește de înghețări ale angajărilor, de înghețări de majorări salariale la stat. Avem și un proiect de lege care prevede controlul poliției asupra concediilor medicale, atât în privat cât probabil și la stat, sau cel puțin asta vom încerca să vorbim, și despre controle la stat. Alături de mine, în platou, fostul ministru al economiei, domnul Claudiu Năsui. Salutare! Bună ziua! Bun. Am văzut că USR a strâns niște semnături pentru eliminarea pensiilor speciale. La ce număr au ajuns în momentul de față? În prima zi au crescut și a fost un număr destul de... Avem, nu știu numărul exact, avem zeci de mii de semnături. Există o voință populară foarte mare pentru desființarea acestor pensii speciale și mai ales în contextul bugetar în care ne aflăm, și cred că chiar la dumneavoastră în emisiune ziceam, problema pensiilor speciale nu este numai una bugetară. Este una de etică, este una de morală, de principii, de egalitatea cetățenilor în fața statului. Suntem taxați la fel? Suntem tratați la fel. Nu, să nu există o clasă așa de speciale. Așa ar trebui. Am strâns foarte multe semnături și mai ales în contextul în care guvernul caută să taie de undeva, iată un loc foarte bun din care poate să taie. Nu poate să zică guvernul nu mai avem bani, dar o să continuăm să dăm privilegii unor clase de oameni pe care i-am ales din pix în funcție de cine a putut să dea din coate mai mult prin partide ca să aibă un privilegiu. Lucrul ăsta trebuie să se termine. Dar forma asta care a trecut de Senat a apărut pe surse. Mi s-a părut foarte interesant că apăruse pe surse în presă că Comisia Europeană n-ar fi de acord cu forma actuală. Am discutat inclusiv aici, dacă nu mă înșel, cu doamna Dragu, am discutat aici despre informațiile apărute pe surse, și nu numai asta, au apărut și niște avertismente pentru guvern că nu se negociază reforma pensiilor și așa mai departe. Însă de atunci se tace mâlc pe subiectul acesta, n-am mai auzit absolut nimic, a apărut informația pe surse și tot pe surse a fost îngropată. Informațiile dumneavoastră ce spun? Acceptă Comisia Europeană forma actuală sau nu? Nu, și mă bucur că nu acceptă, pentru că nu este una acceptabilă. Practic, acea formă care a trecut prin Senat este una care nu taie pensiile speciale, nu face decât, de exemplu, să ciuntească puțin unele pensii speciale. De exemplu, domnul Ciucă, care are 55 de ani, e pensionar special, are și salariul de prim-ministru mai mic decât pensia specială, ar pierde în jur de 500 de lei din 18.000 de lei pe care îi are ca pensie specială. Deci este o picătură într-un ocean, nu despre asta e vorba, nu ar restabili egalitatea în fața legii, în fața statului, cum ar fi normal într-o democrație. Și e mai grav puțin decât cred că situația e chiar mai sumbră, pentru că discuțiile acum sunt de unde vom tăia din PNRR ca să nu îndeplinim reforma promisă. PNRR-ul funcționează pe un sistem în care faci reforme, primești bani, ei au bugetat că ar primi toți banii pentru că vor face toate reformele. Ce să vezi, unele reforme sunt dureroase pentru ei, pentru poporul român, pentru România. E foarte bine să scăpăm de pensiile speciale, Doamne ajută. Pentru ei, în schimb, este clientela politică și chiar avuția proprie, patrimoniul propriu care i-a afectat, și atunci vor să nu facă lucrul acesta și se uită de unde să taie. Inițial, că am văzut deja câteva, s-a auzit pe surse de câteva locuri din care ar putea tăia, problema este că și Uniunea Europeană a forțat ca PNR-ul și ca banii care se duc pe PNR să fie dați niște procentaje pe investiții verzi și pe digitalizare. Deci acolo nu prea poți să taie, că noi suntem la limită cu ele. Și nu poți să taie decât din restul. Și restul însemnând ce? Păi infrastructură, sănătate, lucrurile care nu sunt digital și nu sunt... Unele dintre cele mai mari vulnerabilități
ale noastre. Exact. Asta acolo unde avem cel mai mult nevoie greu, de bani. Ne-am mișcat greu. Acum înțeleg și Comisia Europeană să venim în 2021 sau cât ce an era atunci, să venim să zicem, domnule, vrem bani pentru infrastructură. Păi ce ați făcut din 2007 până acum când au fost programe pe infrastructură? Și ne-a acum veniți să cereți bani de canalizare, de infrastructură, de managementul deșeurilor, de toate astea, când ar trebui să dăm bani, dar să dăm pentru alte lucruri, pentru digitalizare și așa mai departe. Adică îmi amintesc discuțiile de atunci. M-ar interesa prognoza dumneavoastră, pentru că în emisiunea cu doamna Dragu a intrat și domnul Câțu, da, premier, în momentul în care s-a negociat PNRR-ul, chiar dacă ministerul a fost la USR. Bun, și prezenta un scenariu foarte sumbru. Zicea, domnule, sper să n-am dreptate, dar cred că o să rămânem cu două tranșe jumate cel mult din PNRR. Problema nu e asta, problema e că o să venim cu proiecte, nu o să mai încasăm banii din PNRR și o să trebuiască să dăm bani de la buget pentru proiectele anunțate și așa. Aveți o prognoză mai optimistă? Eu nu cred că o să mai vină cu proiecte în momentul în care n-au bani. Să vii acum cu 30 de miliarde de euro. Bun, acum o să vă zic un lucru. Credibilitatea fostului prim-ministru este aproape zero. Îmi pare rău. Deci nu este o sursă credibilă de informație, cel puțin pentru mine. Ceea ce este mai plauzibil este ca statul român să acționeze cum acționează și cu alte, cum acționa cu restul fondurilor europene. Adică șontâc le mai duce, o corecție, nu ne acceptă Uniunea Europeană, atunci nu mai dăm banii, facem doar legislația. Adică sunt niște lucruri de genul acesta, niște bricolaje administrative care se mai fac, dar atenție, dacă cumva s-ar face proiect, s-ar semna contracte și am vrea să dăm banii din bugetul de stat, 30 de miliarde de euro, oamenii ăștia nu găsesc 20 de miliarde de lei de tăiat. Vă dați seama ce înseamnă 30 de miliarde de euro de găsit undeva. Și atunci, în momentul acela, ce se va întâmpla? Să împrumutăm. Păi și împrumutul acesta are, în primul care are consecințe și pe lângă dobânda și toate astea, că poate românul zice, dar ce mă interesează pe mine că plătește statul dobândă mai mare? Te interesează pe termen lung, că până la urmă tot din banii tăi o plătește, dar să zicem. Dar mai ales înseamnă inflație, înseamnă deficit și înseamnă inflație, înseamnă devalorizarea leului, înseamnă că vom da niște bani care nu vor mai valora nimic sau vor valora din ce în ce mai puțin. Și asta este un lucru pe care eu îl spuneam în timpul pandemiei, atunci nu era frica asta cu inflația la fel de mare, acum toată lumea înțelege ce înseamnă să ți se dubleze prețul la lapte, la unt, la alimente, la produse de bază și înseamnă de fapt moartea monedei. Înseamnă că încetul cu încetul luăm lei sau euro sau dolar, dar la leu e chiar gravă situația în momentul acesta și pur și simplu încercăm să scăpăm de el cât mai repede, să-l convertim în bunuri și servicii, tocmai ca să avem acele lucruri, pentru că știm că nu o să mai cumpărăm la fel de mult la finalul lunii sau în două luni sau în trei luni. Deci asta este riscul, să ne transformăm în Venezuela. Și România nu e prima țară care trece printr-o criză a competenței politicienilor, deci printr-o incompetență cronică a politicienilor. Nu e prima țară în care politicienii s-au prins că, dar stai puțin, vin alegeri. De ce să nu aruncăm cu bani? Că nu aruncăm cu banii noștri. De ce să tăiem acum cheltuieli? De ce să creștem acum taxe? Lăsăm lucrurile așa, deficit, finanțe, inflația, dăm și noi vina pe Putin, dăm vina pe extern, dăm vina pe SUA, pe UE, că i-am văzut că au început și domnul Ciolacu și ministrul Daia, în momentul când a primit banii, era vina comisarului care s-a uitat urât la el după ce el a avut o discuție cu el. Niște povești de fantasmagorice. Vedeți să nu fiți făcut pro-putinism după asta, pentru că așa se... De câte ori păi Europene, păi da, dar de multe ori când te opui unor politici publice, ți se și pune eticheta că, domne, pro-Putin, da, trebuie să realizăm momentul în care... De glumă. Da, trebuie să realizăm momentul în care noi ne tăiem craca de sub picioare și momentul în care altcineva ne taie craca de sub picioare. În cazul ăsta, nu ne taie nici Putin, nici Uniunea Europeană, nici altcineva. E vina celor de aici că fac deficit. Nu te obligă Uniunea Europeană, din potrivă, zice, nu mai fă deficit. Este chiar, noi suntem în procedura de deficit excesiv cu Uniunea Europeană. Adică ne-au zis, ați făcut prea rău deficit, trebuie să reduceți. Și atenție, lucrurile astea nu le zic doar pentru... Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, sunt N avertismente, nu mai zic de agențiile de rating, toată lumea Moody's, ne dă aceeași poveste. Exact, toată lumea ne dă aceeași poveste, dar noi avem o clasă politică
care refuză să facă de fapt un lucru pe care trebuia să-l facă de mult, și anume reforme. Și dacă ne uităm puțin, din păcate, cam niciun, foarte puține guverne au încercat să facă reforme. Eu susțin că în guvernarea cu USR au fost începute niște reforme, măcar și ce puțin pe partea de Ministerul al Economiei au fost făcute niște lucruri și care au dăinuit și care au rămas, dar nu sunt reformele profunde de care are nevoie statul român. România asta ar trebui să înțeleagă și poate asta este și un mesaj de Paște de fericire. Chiar dacă lucrurile sunt par rele acum și avem o situație de criză acum, pot fi mai bune. Dar pot fi mai bune dacă ne schimbăm. Nu poți să nu te schimbi. Alcoolicul nu poate să bea în continuare din ce în ce mai mult și să se aștepte că nu o să mai aibă mahmureală și că nu o să mai aibă beție și că nu o să mai aibă toate efectele alcoolului. Trebuie să oprești alcoolul. Trebuie să oprești din a-ți face rău dacă vrei să-ți fie bine. E atât de simplu. Ori acest oprești din a face rău înseamnă niște reforme pe care statul român ar trebui să le facă în economie, în sănătate și în educație. Da, exact domeniile în care nu stăm foarte bine. Ne uităm, de exemplu, la sănătate, unde se vorbește foarte mult de criza de medici. Da? Mm-hmm. Chiar dacă noi de multe ori ne raportăm puțin greșit la capitală, dar ne uităm în satul românesc, ne uităm în mediul rural, dar asta poate într-o discuție viitoare. Nu mai zic de medicii de familie, ca o paranteză la paranteză. Dar să știți că asta este tot o problemă de sistem. Da, adică sistemul, în momentul în care este monopol de stat, atunci o să aloce resurse după cum crede. O să zic, păi aici suntem noi, în București, tot am făcut paranteza asta, o întrebare. Medicii cer să fie scutiți de plata CSS, e asta soluția? Nu, soluția este una mai profundă. Soluția este o schimbare de sistem. Ok, nu mai plătesc CSS acum, nu mai plătesc nici CSS, nici impozit pe venit. Haideți, până la urmă, ce s-a schimbat la sistem? Dacă el rămâne un monopol în care dumneavoastră, ca asigurat, ca pacient, nu aveți niciun drept, nu aveți dreptul de a alege. Dacă nu aveți dreptul de a alege, nu aveți niciun drept. Da? Restul sunt drepturi pe hârtie, ca în Venezuela. Dreptul la mâncare e pus în Constituție. Nu înseamnă că au mâncare acolo. Da? Deci, dacă vrei să ai drepturi, trebuie să existe concurență și trebuie să ai opțiuni, trebuie să ai alternative. Nu-ți place un doctor, nu-ți place o clinică, nu-ți place un spital, să poți să-l schimbi. Și managerul spitalului acela să depindă de dacă are sau nu pacienți, dacă vine lumea la el, dacă-l alege pe el ca să se trateze sau nu. Și dacă nu-l alege, atunci înseamnă că trebuie să se închidă. Bun, ca să concluzionăm subiectul cu pensiile speciale, pentru că mai sunt niște puncte de atins și n-aș vrea să ratăm ceva. Pensii speciale. Până la urmă, rămân în forma actuală, da? A trecut de Senat forma respectivă. Și apropo de PNRR, voiam să vă mai întreb un lucru. E mai bună varianta în care încasăm bani, cum a fost tranșa 1, cum e tranșa 2, dar să stea blocați la BNR? E impropriu spus blocați la BNR. Pentru că neaccesați. Păi, da, asta e o problemă apoi de proiecte. Deci trebuie să existe proiecte și trebuie să existe moduri în care să-i consumi. Acum știu că s-a spus la un moment dat că vai, au sosit banii, BNR îi ține. Nu vă închipuiți că BNR stă așa pe, nu știu, au venit cu vagonul, cu trenul și dar nu țin din vina lor, îi țin tocmai din capacitatea instituțională de a veni cu proiecte. Adică... Dar să știți că aici nu cred că o să fie o problemă atât de mare de a veni cu proiecte. Eu cred că se vor cheltui banii aceia. Problema e să ne vină banii aceia în momentul acesta, pentru că cred că punctul nevralgic și exact punctul ăsta pe care discutăm al pensiilor speciale, și PSD și PNL, deși retoric sunt, zic la televizor, invitați în studio să vă zic că sunt contra pensiilor speciale, în Parlament nu votează împotriva pensiilor speciale, nu pun pe ordinea zi proiectele de desfințare a pensiilor speciale. Proiectul pe care l-a pus guvernul PNL-PSD este unul care nu desfințează pensiile speciale. Comisia Europeană ne spune că nu desfințează pensiile speciale acel proiect, ei insistă cu el și acum își fac scenariile. Le impozitează și oricum destul de acel 15% din partea de necontributivitate. Foarte anemic și într-un mod care, atenție, e posibil să zică Curtea Constituțională, păi cum adică impozitezi numai pensia specială, impozitezi toate pensiile. Și atunci iarăși să intrăm în alte probleme. Deci soluția aici este să combați răul la rădăcină. Deci nu este să-ți faci rău după care să iei și medicament ca să te tratezi. Este să nu-ți mai faci rău. Da? Nu iei arsenic și apoi mă duc la spital și apoi mai iau arsenic și tot așa. Nu mai iau arsenic. Încercăm, e cea mai bună variantă. Asta înseamnă să nu mai dăm pensii speciale, să nu mai fie o categorie de oameni care sunt speciali și nu mai împărțim societatea în contribuabil și special. Să fie toată lumea după aceleași reguli. Este de maxim bun simț. Faptul că trebuie să vorbim despre asta este în sine un lucru extraordinar, care trebuie să fie de la ordinea zilei. Dar
PNL și PSD nu vor lucrul acesta și atunci sunt pregătite și pare că fac, pregătesc terenul pentru a renunța la aproape 3 miliarde de euro, nu se știe încă cât exact suma, sunt estimări, cea mai mare fiind de 3,4 miliarde de euro pe care am auzit-o. Enorm. Enorm. Aproape 10% din PNRR, de fapt peste 10% din PNRR, ca să rămână cu pensiile speciale. Adică pierdem și bani gratuiți europeni și continuăm cu niște cheltuieli bugetare imense de 12,4 miliarde de lei pe anul 2023, de exemplu. Bun. V-aș propune să trecem mai departe și o să zic doar atât. O gaură cât 20 de miliarde de lei, cât 4 miliarde de euro pe acolo, pe undeva. Mi-amintesc că în momentul în care a ajuns în Parlament bugetul, au fost voci din partea opoziției, da, care au spus, domnule, este un buget nerealist, un buget cosmetizat, mincinos. Umflat, un buget mincinos, ca să citim exact. Iată că lucrurile au funcționat cât 3 luni, 4 luni și am ajuns cu această gaură. Bun, am auzit reacții din partea opoziției, reacții chiar și din partea puterii referitor la subiectul acesta. Dar care ar fi soluțiile? Asta ne întrebăm cu toți. Fără să crească taxe, fără să... așa. Am văzut că ați postat, da, cum am putea economisi o sumă destul de mare. Care sunt soluțiile ca să le înțeleagă și cei de acasă? Haideți să înțelegem natura problemei mai întâi. Deci, practic, pe primele luni ale anului, pe fiecare lună a anului, statul român are un deficit mai mare decât cel care era anul trecut. Și rostogolește de la un an la altul. Da, în condițiile în care el trebuia să scadă anul ăsta. Adică, pe tot anul ar trebui să ajungem la 4,4% deficit. Noi, în fiecare lună a anului, statul român a fost peste ținta de anul trecut, peste cât a făcut anul trecut deficit. Deci, practic, ne pregătim pentru deficit și mai mare decât anul trecut, nu pentru unul mai mic. Proiecția mea, din calculele personale, este că gaura este de 24 de miliarde de lei, chiar 25, 24, deci mai mult decât cele 20 vehiculați de domnul Căciu. Dacă vrem să rezolvăm problema asta, putem să o facem. Iarăși este o alegere politică. Avem o problemă, dar avem și soluții. Ține de noi să le aplicăm. Soluția nu este să mai crești încă o dată taxele. Nu de alta, dar domnul Căciu și PSD și PNL, că ei le-au susținut, a făcut deja asta odată. A dublat taxarea pe PFA-uri, a mărit taxarea pe dividende, pe chirii, a reintrodus supraimpozitarea muncii pe part-time, că muncești 2 ore, plătești pe 8, a crescut o serie întreagă de taxe. Și ce să vezi? Veniturile nu sunt la înălțime. De ce? Pentru că atunci când chinui mai mult pe cineva, îl forțezi mai mult, fie să nu mai facă nimic, să nu mai muncească, să zică, știi ce, la banii ăștia eu nu mai fac nimic, oprește activitatea, fie să meargă la negru, în măsura în care poate. Deci, și atunci, până la urmă, statul este și mai păgubit. Este o situație în care pierde și omul, pierde și românul, și economia, și statul la încasări. În loc să meargă pe optică de reducem taxele, care până la urmă îți crește economia, îți scade evaziunea și îți aduce și mai mulți bani. Și aici sunt exemple istorice în care România a făcut fix asta și a mers. A scăzut taxele și au crescut încasările. Da, domnul Căciu e mai degrabă pe partea aia de contabil comunist. Hai, domnule Rasoi, nu v-a plăcut concluzia și soluția domnului Căciu pe care se roagă la divinitate pentru a acoperi gaura? Păi eu mă rog la divinitate să-i vină mintea la cap. Adică problema noastră nu e doar gaura, este cine ar putea să aducă o soluție la gaură și nu o aduce. Și aici ajungem la întrebarea dumneavoastră. Practic, eu am analizat, eu am început acum, în 2014, o platformă Open Budget, în care poți să vezi toate cheltuielile statului, să navighezi prin ele, ce minister cheltuie cât, unde se duc banii și așa mai departe, și poți și să-ți faci un buget al tău, să tai, să crești, să vezi cam cum ar arăta România, cel puțin bugetară, pe care ți-o dorești. Am reperat 35 de miliarde de lei de cheltuieli, deci nu doar 20, nu, nici măcar 24, cât te zic eu că trebuie, că este de fapt gaura bugetară. 35 de miliarde de lei pe care am putea să le cheltuim așa macroeconomic, uitându-ne doar pe cifrele mari. Cât de greu ar fi să nu mai creștem anumite cheltuieli față de anul trecut? Cât de greu ar fi să creștem, de exemplu, bunurile și serviciile doar în linie cu inflația? Cât de greu ar fi să nu mai dăm alte privilegii suplimentare, să mai înființăm alte sinecuri, să mai angajăm alte 10.000, 20.000 de bugetari au mai fost angajați doar de când este domnul Ciucă? Trebuie să gândim și într-o perspectivă electorală, unde aceste lucruri vin ca un bolovan de gambă, adică de gambă de gleză. Poți
pot să înțeleg argumentul acesta, dar atunci trebuie toți telespectatorii să înțeleagă că domnul Ciucă, domnul Ciolacu, că ei conduc România acum, domnul Ciolacu chiar mai mult decât domnul Ciucă, chiar dacă nu este prim-ministru încă, au de ales între bunăstarea lor și bunăstarea românilor. Iar ei aleg bunăstarea lor. Iar ei aleg să nu facă reforme, să angajeze în continuare activ de partid la stat, să dea în continuare bani la tot felul de firme de partid, să facă în continuare PNDL-urile, Angel Salini și oricum le mai redenumesc ei, în care toate lucrurile se știe de la o poștă că este o risipă de fonduri cumplită, că nu se fac proiecte care de fapt au o mare finalitate, că un bec costă 2100 de euro. Da? Deci asta era un bec în alt TP, pe PNDL-2. Deci se știu lucrurile astea. Este notoriu felul cum se dau banii aceia și către primari, cine ascultă, cine e obedient, cine nu primește, cine nu este, nu primește. Adică se știu lucrurile acestea. Deci este o alegere politică. Vrem în continuare să facem lucrurile acelea, să dăm banii pe lucrurile astea sau vrem să meargă bine în România? Și culmea este că chiar și acestor politicieni, chiar și PNL-PSD, dacă ei ar face ceea ce ar trebui, acum, într-un an România își revine și vom fi pe creștere și pe dezvoltare și e posibil să câștige chiar și ei. Dar aici e o problemă și de competență și de viziune. Oamenii ăștia chiar nu au viziune. Pentru ei, a fi la guvernare înseamnă doar să ai acces la banul public, să iei cât poți din el, să dai cât poți la camarila de partid, pentru că mâine poate nu vei mai fi tu. Și atunci, măcar acum, să iei cât poți. Și următorul care vine gândește fix la fel, pentru că astea sunt structurile acestea, eu le numesc mafiote, pentru că sunt mafiote, pentru că au un caracter de parazitism a statului dar român în momentul foarte în care, pregnant. De acord, și dar în momentul public. În care USR era cu Partidul Național Liberal la guvernare, nu era la fel Partidul Național Liberal? Păi era exact la fel. Și să știți că 8 luni de zile ne uitam și noi și vedeam ce este în jur și momentul în care am zis stop a fost cu PNDL 3, cu Angel Salini, momentul în care noi trebuia să semnăm ca ei să fure, să devalizeze țara. Asta aici la un moment dat trebuie să pui un stop. Pe ministerele noastre tot ce am putut face am făcut. Și uitați-vă ce am făcut la economie. Că am început să fac exact ceea ce zic ei că trebuie făcut acum. Eu tăiam 40% din funcțiile de conducere, 30% din funcțiile totale, dintr-un minister mamut. Dacă făceau toate ministerele astea, acum nu aveam problema pe care o avem azi. N-am fi avut inflația pe care o avem azi, n-am fi avut scumpirile astea, n-am fi avut prețul ăsta al untului, pentru că nu trebuia să se facă atâta deficit, pentru că nu trebuia să se inunde piețele cu bani, tocmai ca să crească prețurile tuturor produselor acestora și am fi trăit mai bine. Am reușit să salvez acel combinat din Dâmbovița, Costârgoviște, da? Am reușit să facem tot ce ținea de ministerele noastre. Cât s-a putut? În momentul în care ne-au cerut să fure cu semnătura noastră, ăla e un moment în care te întrebi ce-i mai bine pentru România. Să mai stai puțin la guvernare, să mai faci niște mici detalii, niște mici cosmetizări în stânga și în dreapta și să pierzi din vedere jocul pe termen lung sau să rămâi fidel unor principii și să spui nu, nu se va fura cu semnătura noastră, până aici ne-a fost. Că ziceați de domnul Florin Câțu. Păi domnul Florin Câțu l-a apucat liberalismul după ce n-a mai fost prim-ministru. Pentru că de câte ori n-am vorbit despre zero taxe pe salariu minim, haideți să facem și noi o reformă liberală. O începeam, nu o faci pe tot salariu minim, o făceai pe 200 de lei, pe 300 de lei, pe 500 de lei. Era ceva în plus pentru toți salariații, nu numai pentru bugetari. Dar s-a opus și el și domnul Orban, care iarăși îi apucă liberalismul după ce nu mai sunt la putere. Păi cu oameni ca aceștia nu o să schimbăm România. Nu în bine. Bun. Să concluzionăm, v-aș propune și subiectul acesta. Mi se pare incredibil că vorbim de... Bine, practic guvernul vrea să facă rost de bani fără tăieri de salariu, dar totul se discută în media și de perspectiva tăierilor de salarii. Și mi se pare incredibil că vorbim de perspectiva asta tăierilor de salarii la doar câteva luni de când s-au majorat salariile prin țară, da? Primării și așa mai departe. Mi se pare incredibil. Și chiar săptămâna trecută treceau noi sporuri, da? Spor de solicitare neuropsihică la o agenție de stat. Ca o concluzie, 2025, anul taxelor în plus, la cum vedeți că merg lucrurile și spre ce pare că ne îndreptăm. 2024, na, e an electoral, nu m-aș aștepta neapărat la noi taxe sau la tăieri de salarii sau la dat afară oameni de la stat. Dar 2025 cum vine? Depinde ce este în 2024. 2025 va fi decis de rezultatul alegerilor din 2024 și românii trebuie să știe lucrul acesta. Dacă
vor să scăpăm de pensii speciale, dacă vor să nu crească, să nu mai crească taxele și impozitele, care ar sărăci și mai mult România și ar scădea și mai mult veniturile la bugetul de stat. Atenție! Deci e pierdere pe toată linia. Trebuie să facă reforme. Nici PSD, nici PNL nu au structura ca să poată să facă reforme. Activul lor de partid, oamenii care sunt în aceste partide și în conduceri și peste tot, sunt ahtiați de banul public, de a avea mai multe sinecuri, mai multe instituții, mai multe agenții în subordine. Lupta lor este pe a parazita acest ban public. N-au cum să facă reforme oamenii aceștia. De aceea, în ultimii 33 de ani, marile reforme din România au fost făcute numai la presiunea externului, numai la presiunea Uniunii Europene, FMI-ului, instituțiilor externe, cluburile acestea de țări în care vroiam să aderăm și ne ziceau, dacă vreți să aderați, trebuie să respectați cadrul acesta. Că nu vă place vouă, asta e altă problemă, atunci nu vă primim. Și atunci s-au întâmplat niște reforme. Și slavă Domnului că s-au întâmplat. Dar n-au venit de la ei. Singura cale ca să avem reformă în România în 2025 și să nu avem un prăpăd este o schimbare electorală și anume un vot pentru USR. Pentru că USR-ul este singurul partid care susține reforme reale în România. Și în economie, prin zero taxe pe salariu minim, o reformă care ar aduce salarii decente pentru fiecare român, pentru fiecare om care muncește și plătește taxe și impozite în România. Și ar salva și cota unică, contrar la ce se spune, pentru că tocmai ar rezolva o mare hibă a ei. Deci exact ceea ce are nevoie economia în momentul acesta ar fi exact această reducere de impozitare pe salariile mici, pe muncă, practic, pentru a ține românul în România, pentru a nu-l mai goni din România, nu mai goni forța asta de muncă din România, de care este un fenomen de care suferim de mulți ani, chiar dinainte pandemiei. Este încă o dată că 2024, în cazul în care se va ajunge la alegerile la termen, dacă rotativa va avea loc și nu vom vorbi de comasări, de anticipate, de alte lucruri de genul acesta, dovedește încă o dată că 2024 va fi un an foarte interesant electoral, 4 rânduri de alegeri. Și un an în care românii vor alege soarta. Exact. Sau, bine, cel puțin mult așteptatele alegeri europarlamentare, care de acolo se vor vedea cumva și rezultatele celelalte, sau cel puțin le putem intui. Bun. Abuzul în serviciu, mult zgomot pentru nimic, practic, pentru că au fost mai multe sume, până la urmă a trecut cu prag zero, la pachet cu alte lucruri care la fel au scandalizat sau la fel de controversate, cum este cum sunt interceptările SRI în anchetele, în dosarele de corupție. Bun, dar să începem cu abuzul în serviciu, pentru că am auzit foarte multe reacții aici. Urmăream la colegul Ionuț Cristache când a venit fostul premier Victor Ponta și făcea așa o istorie a abuzului în serviciu și spune, domnule, ar fi trebuit eliminată de mult infracțiunea de abuz în serviciu pentru că e de pe vremea comunismului, era folosită de comunism să poată să-și controleze adversarii și așa, una, două le arunca cât un abuz în serviciu și așa mai departe. După aceea s-a vorbit despre pragul acesta în conformitate cu niște decizii ale Curții Constituționale care au spus, domnule, ca să facem diferența între contravenție și infracțiune, avem nevoie de un prag. Și au fost mai multe decizii ale CCR, una, dacă nu mă înșel, în 2012, sper să nu vorbesc prostii, una în 2017, asta știu sigur, aia de 2012, nu mai știu exact dacă a fost. Bun, până la urmă, lumea a ieșit în stradă atunci când era vorba de ordonanța 13, ei bine, după niște întâlniri și așa, mă intrigă și modul cum a trecut acest prag atunci când vorbeam de 250.000 de lei, cu niște mail-uri, niște SMS-uri, niște telefoane date pe la Comisia Juridică, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. Bun. Ca până la urmă să treacă cu prag zero. Și atunci ne întrebăm, a fost gândit ca să se întoarcă de la CCR? Pentru că dacă CCR-ul a venit cu niște decizii, mă gândesc că n-ar trece de CCR cu prag zero. Adică, practic, să rămână ca până acum. Aici este o discuție și juridică despre ce a zis exact CCR-ul. Că CCR-ul a declarat de mai multe ori constituțional abuzul în serviciu așa cum este acum, fără prag, zicând numai în acele considerente că ar trebui un prag. Dar acele considerente nu sunt dispozitivul. Da?
ne uităm și noi puțin. Abuzul în serviciu există nu doar în țările sovietice, există în toată lumea. Se numește în alte moduri, dar ele există ca infracțiune peste tot. De-aia am râs puțin când ați spus că domnul Ponta zice că n-ar trebui să existe. Păi atunci hai să nu mai incriminăm nici furtul, hai să nu mai incriminăm nici violul, hai să nu mai incriminăm nimic, că orice poate fi abuzat de către un adversar politic, nu-i așa? Adică dacă vin comuniști la putere, poate să inventeze oricum orice. Nu e o infracțiune, e alta, o iau pe alta. Nu e problema în sine abuzului în serviciu. El, evident că nu ar trebui lăsat un funcționar public sau un politician să facă un abuz atât timp cât este în exercițiu funcției publice. Mi se pare de bun simț și nicăieri în lumea nu e posibil lucrul acesta. Și ne uităm și noi puțin. Nu la Curtea Constituțională a României, care, atenție, nu este un organ judiciar. La unde? Este la Comisia de la Veneția? Este un organ politico-judiciar. Da, oamenii care sunt puși la CCR sunt puși 100% politic. Bine, unde să ne uităm? Comisia de la Veneția? Ne uităm și noi în restul țărilor europene. Okay. Câte țări europene au prag la abuzul în serviciu și cât e pragul acela? Zero țări au prag la abuzul în serviciu. Nicio țară nu are prag. Am fi prima țară din Uniunea Europeană care își pune prag la abuzul în serviciu. Că e bine că a trecut așa cu prag zero. Eu pentru că doamna Dragu spunea că domnul USR susține măcar un salariu minim. Prag. Nu, USR susține să nu existe prag. Cred că ce a zis doamna Dragu este că dacă trebuie să existe un prag, măcar să-l punem mic. Problema e că dacă îl punem mic, aceeași curte constituțională. Care sunt riscurile? Că dacă nu pui prag, Curtea Constituțională zice n-ai pus prag, deci e neconstituțional. Dar și dacă îl pui mic, Curtea Constituțională poate să zică, pentru că e tot politică, la un moment dat, e derizoriu. E derizoriu, exact. Deci nu e bun nici asta. Ce înseamnă derizoriu? Că știți cum e, inflația o să facă orice sumă fixă derizorie. 3.000 de lei acum este salariul minim, dar în 10 ani de acum, cu inflația de acum, 3.000 de lei nu ne mai cumpărăm nicio pâine, poate. Deci este o sumă care, la un moment dat, orice sumă va deveni derizorie și va permite unui CCR rău intenționat să-ți dezincrimineze o faptă penală, fix cum a făcut-o și în trecut. Soluția nu este să începem toți să jucăm într-un teatru al absurdului al unor tâlhari care au ajuns în fruntea statului român. Soluția este să ne uităm și noi cum se întâmplă în alte părți și să rămânem fidel principiului. Deci, partea bună, că în alta curte a atacat la CCR legea aceasta ca să fie sigură pe partea aceasta de prag. Noi susținem că pragul ar trebui să nu existe, deci să fie zero. Dacă ai furat și un leu, ai furat, da? Dar e bine să îți confirme încă o dată CCR-ul lucrul ăsta acum, ca măcar să le mai închidem o portiță de dezincriminare pe viitor. Bun. Pragul în serviciu, multe scandaluri, multe controverse, multe sume, 250.000 de lei, 9.000 de lei, 3 salarii minime, medii sau minime, un salariu minim, zero. Bun. Dar pe lângă abuzul în serviciu, acest prag, a trecut și asta cu interceptările SRI în dosare de corupție. Și aici părerile sunt împărțite. Că, doamne, în urmă cu câțiva ani de-abia am reușit să destrămăm binomul DNA-SRI. Acum iarăși vorbim de interceptările SRI. Practic le-am scos ca să le reintroducem. Mulți au legat asta chiar de pensiile speciale, cum că au existat niște întâlniri între domnul Ciolacu cu magistrați să nu taie pensiile, să bage, adică am văzut prin presă tot felul de... Și SRI-ul și magistrații au pensii speciale, deci sunt pensionari speciale. De variante. Da. Bun. E bine sau e rău că au fost introduse? Pentru că am auzit și reacții politice. De exemplu, vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, spunea, domnule, mulți politicieni ar putea fi vizați, iar să asistăm la vechile circuri cu cătușe pe la DNA, ca la un moment dat să fie achitări sau fapta nu există. Ultimul caz, dacă nu mă înșel, nu există după ce a fost, cu cătușe, cu foarte... Dar omul respectiv are cariera politică încheiată după tot circul respectiv, chiar dacă că în mentalitate... Eu mă gândesc ca un român care se uită la televizor. Îl văd pe domnul Ponta, să zicem, cu cătușe pe la mâini, pe la DNA, ca după aia să fie achitat sau fapta nu există, dar eu aș mai avea încredere așa. Adică pot fi și multe abuzuri. Pe de altă parte, am auzit și varianta în care, domnule, dacă SRI cere un mandat pe securitate națională, anchetează pe cineva, pe cetățeanul Andrei Gheorghe, da? Și aude că por niște discuții legate de anumite fapte de corupție. Ce să facă cu informația? Nu poți să o arunci, dar să te prefaci că nu există. Parcă fiecare parte are dreptate. Care-i părerea dumneavoastră?
abuzuri se pot face și cu și fără interceptări. Exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră, un procuror poate mâine să zică, să înceapă o urmărire penală, să vă solicite pe dumneavoastră să veniți ca inculpat într-un lucru și să vă pună cătușele și să apară o astfel de poză cu dumneavoastră. În principiu nu o face pentru că știe că dacă este total aiurea vor fi și niște consecințe. Nu poate să dovedească. Sau nu o să vi se întâmple nimic altceva, dar poza aceea rămâne, că exact am luat scenariul dumneavoastră. Deci nu se întâmplă nimic, fapta nu există, dar se întâmplă un abuz. Asta nu ține de interceptările SRI. Ce ține de interceptările SRI ar fi următorul lucru. SRI ascultă pe cineva pe un mandat de siguranță națională, că ar fi spion, de exemplu. Dar se gândesc că au niște indicii temenice, se duc la un judecător, că atenție, mandatul de siguranță națională e dat tot de un magistrat, tot de un judecător, deci tot un control civil. Judecătorul le zice, da, sunt indicii temenice, puteți să-l ascultați în niște limite, de la data D până la data D, adică sunt toate lucrurile acestea sunt stipulate. Și ei, în acel mandat, aud că el este pedofil. N-ar trebui ca ei să meargă cu informația aceasta și să o dea mai departe? Ar trebui să o țină doar pentru ei să zică, ai, asta e, dormim pe informație atunci, și o țin. Ok, da? Hai să reformulez. Atunci, cum ar trebui nuanțată prevederea asta, astfel încât să fie limitat cumva, nu știu, să dea interceptările astea către DNA și DNA-ul de acolo să preia și să ancheteze problema mai binomului, departe? Adică... Problema binomului a fost de fapt problema domnului Dragnea. Da? Deci haideți să nu transformăm din problema unui om care e un infractor dovedit, să schimbăm legislații și să punem în sub semnul întrebării probleme de drept. Seriu e totuși o instituție a statului român. Da? În principiu, au supravegherea aceasta a judecătorului în momentul în care dau mandatele de siguranță națională și se poate uita un judecător ce se întâmplă acolo, pot fi verificați, ar trebui să fie verificații, atenție, ei pot să facă interceptări și acum. Deci ei nu s-a luat posibilitatea asta. Întrebarea e dacă pot folosi acele date, informații pe care le prinzi de acolo, dacă văd că se săvârșesc niște infracțiuni, pentru a le da procurorilor. Și în momentul în care le dau procurorilor, procurorii ar trebui să aibă și aveau acces la absolut toate înregistrele. Adică nu pot să-i dau, hai că l-am prins pe domnul Andrei Gheorghe doar cu o chestie și vă dau doar asta. Nu, o să dea tot. Și atunci procurorul se uită pe tot. Adică lucrurile astea se întâmplă în toate statele europene. Singurul motiv pentru care avem discuțiile astea la noi sunt pentru că am avut episodul acesta al Partidului Social Democrat, care a început o luptă împotriva justiției pentru a-și salva câțiva conducători care aveau probleme penale grave. Și au reușit să o facă. Nu pe domnul Dragnea, dar au reușit să facă să salveze foarte mulți alți conducători. Deci da, după mine ar trebui să existe cooperare între instituții și să poată să folosească aceste mandate. Și atenție, ce se întâmplă acum, că ziceați de o întâlnire cu domnul Ciolacu de pensii speciale. Și SRI are pensii speciale? Bine, și magistrații au pensii speciale? Și atenție, și acum nu e ca și cum nu se mai întâmplă interceptările alea. Se întâmplă, doar că le fac parchetele. Am urmărit o investigație în presă care a plecat de la tăcerea magistraților, de câte ori jurnaliștii au cerut reacții de la asociații de magistrați, de avocați și așa. Pe subiectul acesta, mulți dintre ei nu au comentat. Atenție, magistrații n-au voie să comenteze foarte multe lucruri. Deci vorbim despre niște oameni care tocmai că n-au voie. Vorbim ca o părere de asociație, adică un punct de vedere care au comunicat. Sunt mai multe asociații, ce puțin eu le-am văzut. Nu sunt în comisia juridică, pe buget finanțe, pe antreprenoriat și turism, dar am văzut că au fost niște lor de poziție. Și atenție, iarăși, haideți să nu reinventăm roata. Suntem o țară în Uniunea Europeană, în NATO, ne uităm și noi ce fac cei din jurul nostru și dacă suntem singurii care vrem să facem diferit, ne mai punem o dată întrebarea dacă este chipzuit și dacă este înțelept sau nu să facem lucrul. Bun, mai avem vreo 6 minute, aș aloca 3 minute pe un subiect, 3 minute pe celălalt subiect, pentru că n-aș vrea să ratăm ceva. Deficitul balanței comerciale, enorm. 32 de miliarde de euro. Am explicat celor de acasă, pentru cine ni s-a alăturat pe parcurs, o să reexplic. Practic, importurile cu 32 de miliarde de euro peste exporturi. Practic, cumpărăm cu 32 de miliarde de euro mai mult decât vindem. Ce soluție? Cum am ajuns în punctul ăsta? Ce ar trebui să facem din punctul ăsta în care ne aflăm, din păcate? Pentru că timpul înapoi nu se poate da. Să încurajăm producția locală. Noi descurajăm producția locală prin taxe foarte mari pe muncă. Dacă vreți să investiți, să faceți o activitate de producție în România, veți avea dificultăți. La taxarea pe muncă, lucrurile sunt legate în economie, nu merg independent. Deci, practic, dacă vrei să-ți faci o fabrică în România, vei avea problema asta a forței de muncă. E prima problemă spusă de absolut toți antreprenorii cu care ne-am văzut. Mai sunt și alte dificultăți, cu ANAF-ul, cu altele, dar asta este principala.
în loc să ia statul, să descurajeze munca, să gonească oamenii și să ia banii aia și să dea tot felul de scheme de ajutor de stat care le dă până la urmă tot politic unor firme de care n-a auzit nimeni, sau cum i-am văzut la Ministerul Economiei, faimoșii care e o asociație care pretindeau că ajută ei exportul, că promovează exportul. De fapt, ei nu făceau decât o schemă de mers în vacanță prin banii statului și de a se îmbogăți câteva firme. Deci, toate lucrurile acelea ar trebui să dispară și să încurajăm efectiv economia prin reducerea aceasta de taxe. Și atunci am avea și noi producție. Atunci am putea să dezvoltăm și noi economia într-un mod durabil. Dar, din păcate, și aici sunt niște alegeri care, îi repet, nu le face Putin, nu le face Uniunea Europeană, nu le face inflația din America, nu le fac alte lucruri. Sunt alegerile guvernanților de la noi, sunt alegerile PNL și PSD să rămânem în stadiul acesta de subdezvoltare și să avem probleme de tipul ăsta care, atenție, se agravează. Bun. Să concluzionăm, producătorii locali sprijiniți prin taxarea aceasta sau, mă rog, diminuarea taxării, așa. Noi avem și niște campanii, de exemplu, pe partea de agricultură cu Mănâncă Românești, probabil ați văzut pe la Prima News, Mănâncă Românești, susținem România, măcar noi să încercăm să facem asta. Bun. Un proiect de lege vorbește despre verificarea cu poliția, adică poliția să verifice concediile medicale în mediul privat, eu aș spune și la stat, pentru că avem surse care ne spun că situația la stat, doar cine nu vrea, nu și ia concediu medical în momentul în care trebuie să facă ceva, poate de multe ori nici n-au afecțiuni și atunci ne întrebăm, domnule, când chiar o să ai nevoie, ce faci, dar obțin și când au nevoie și când au nevoie. Dacă ar trece proiectul ăsta de lege și poliția ar începe verificări, cu toate că lucrează tot la stat, mi-e greu să cred că o să verifice echitabil între stat și privat, dar să zicem că verifică echitabil, ce vor găsi la stat? Deci, aici este iarăși o problemă care, exact cum foarte bine ați spus, emană de la stat. Ai problema la stat și ei vin cu o soluție care va da în privat. Adică, de fapt, nu e o non-soluție. Nu le rezolvă lor problema, dar vor chinui și mai mult mediul privat. Eu țin minte, în Ministerul Economiei aveam un director, culmea, tocmai al direcției acesteia, care se ocupa cu schema asta de mers în vacanță pe banii ministerului, pe care, atenție, eu am tăiat-o, dar n-am mai finanțat-o, dar ea a continuat, a fost reluată de către domnul Virgil Popescu și de către noi miniștri din PNL și PSD. Practic, de fiecare dată când am vrut să-l dau afară, era intra în concediu medical. Și ce să vezi? Fix după ce am plecat, a revenit din concediu medical, nu mai avea absolut nicio problemă. Este folosită ca armă în sectorul public, tocmai ca să fii dat afară foarte greu sau să nu fii dat afară deloc dacă se poate. Asta este o problemă, dar asta e o problemă de legislație și aici ar trebui modificată legislația ca să facem lucrurile diferit. Și atenție, de ce vrea doamna Turcan proiectul acesta de lege? Pentru că CNAS-ul, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, trebuie să dea niște bani pentru zilele acelea. Da. Aici este iarăși o problemă de monopol. Sunt întârzieri enorme, apropo. Sunt întârzieri enorme, dar este iarăși o problemă de monopol. Ia să lăsăm noi lucrurile astea într-un mod competitiv, să vedem dacă vor mai fi întârzierile. Dacă asiguratori privați nu caută ei să vadă, să verifice ei cu antifrauda lor, exact ca și în alte cazuri de asigurări. Dacă ia foc casa, fiți sigur și este asigurată și cereți bani la asigurator, fiți sigur că o să vină cineva să verifice că chiar a luat foc, că n-a fost o mână criminală, că nu ați dat dumneavoastră foc ca să faceți o fraudă sau să faceți ceva de genul acesta. Pentru că la casă nu se combate fraudă. Din potrivă, ea este susținută chiar de la cel mai înalt nivel și vă uitați puțin la toți mai toți, nu chiar toți foștii președinți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care au probleme penale. Și vă dau unul dintre exemple, care a fost găsit cu 6 milioane de euro cash în casă. Evident, bani pe care n-a putut să-i justifice după ce a fost președinte al casei. Deci nu avem structuri care să aibă interesul să combată frauda. Deci mai întâi, haideți să facem un sistem funcțional care să aibă interesul să combată frauda, care să aibă interesul să ofere servicii mai bune și apoi vedem dacă venim și cu poliția în casă peste oameni, cum propune proiectul acesta de lege. Bun, le reamintesc celor de acasă că am avut o întrebare, sper că au răspuns pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. I-am întrebat dacă se așteaptă la taxe noi în contextul în care guvernul are nevoie de bani. Rămânem cu concluzia aceasta.
Domnule Năsui, mulțumesc mult de tot pentru participare. Mulțumesc. Nu ne mai vedem înainte de sărbători. Vă doresc sărbători fericite. La fel și și să ne revedem cu bine. Doamne. Am discutat cu domnul Claudiu Năsui, fostul ministru al economiei. O radiografie asupra economiei. Ne întoarcem după pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, și dedicăm această oră educației, pentru că vorbim foarte mult despre România educată, despre noile legi ale educației, însă pare că ne uităm spre Occident și copiem numai lucrurile negative. Înainte, când vedeam atacuri în școli, atacuri armate în școli, ne gândeam la Statele Unite. Acolo se întâmplă foarte des, din păcate, astfel de tragedii, acolo au loc astfel de tragedii. Iată că România pare că se îndreaptă în direcția aceasta negativă. Elevul care a înjunghiat o profesoară rămâne în arest. Asta ar fi o informație nouă. În schimb, vorbim și despre alte lucruri grave. Vorbim despre elevi de 13 ani din Prahova, doi elevi de 13 ani din Prahova, care sunt acuzați că au hărțuit sexual o profesoară și au postat imaginile pe internet. Deci, iată, din rău în mai rău. Vorbim totodată despre droguri în școli, un subiect care pare că se repetă mai mult decât ar trebui. Aflăm de cazuri noi, aflăm de rețele de socializare dedicate traficului de droguri către elevi, către studenți. Pare că nu ne îndreptăm deloc în direcția potrivită. Vorbim despre reforme, vorbim despre noile legi, însă iată că ne iau cu asalt tragediile de genul acesta. Bun, în prima parte a discuțiilor vorbim cu sociologul Mihai Cucerzan. Mulțumesc, domnule Cucerzan, că ați acceptat invitația. Niște teme importante vă propunem astăzi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Cucerzan, cum spuneam și mai devreme, pare că ne îndreptăm spre o direcție mai mult decât eronată. Droguri în școli, agresiuni sexuale, agresiuni fizice, da, tentativă de omor, cum este în cazul elevului care a înjunghiat profesoara de limba japoneză. Dar totuși vorbim de noi legi, vorbim despre reforme. Așa, la o primă vedere, cum vedeți educația românească în momentul de față? A, și apropo, aș citi și ce spune titlul. România educată cu droguri, agresiuni și toalete în curte. Să nu uităm că foarte multe școli, cel puțin în mediul rural, încă sunt la nivel de evul mediu, cu toalete în curte, cu masa caldă care nu prea e caldă, lipsă de internet. Ne amintim ce s-a întâmplat în pandemie. La o primă vedere, o să le luăm pe rând fiecare caz propus, dar la o primă vedere, cum vedeți educația românească în contextul celor anunțate mai devreme? Sigur, la o primă vedere, elementele pe care le-ați menționat ne fac să credem că situația este, din păcate, foarte tristă. Sunt, din păcate, probleme reale pe care le-ați consemnat. Sigur că sunt destul de des întâlnite astfel de situații și tocmai de aceea ne gândim la acest subiect cu multă îngrijorare. Din păcate, culegem ceea ce s-a, să spunem așa, semănat în ultimul timp în România și mai ales în ceea ce privește învățământul și educația din România în general. Pentru că, iată, sunt două capitole importante. Pe de o parte discutăm despre ceea ce înseamnă învățământul, iar pe de altă parte, sigur, ar trebui să medităm și la ceea ce ar însemna ideea de educație. Și tocmai de aceea, sigur, o bună parte dintre problemele pe care le-ați menționat sunt corelate cu anumite chestiuni care vizează, de pildă, educația civică. Iată, o materie pe care mi-aduc aminte și eu studiam sau încercam să o studiez atunci când frecventam gimnaziul sau liceul.
Întrebarea ar fi în prezent oarecare ar fi statutul acestei materii, pentru că, din păcate, urma unor diverse discuții cu studenți sau cu alte persoane, am aflat că respectiva materie nu s-ar prea bucura de foarte multă atenție și de multe ori în cadrul acestei ore sau inclusiv în cadrul orei de dirigenție, care de asemenea are niște obiective destul de clare, în multe cazuri se preferă a se face teme la materii considerate mai importante și așa mai departe. Deci, din păcate, subiectul acesta cred că în multe cazuri nu este tratat corespunzător și atunci de unde să ne așteptăm să avem prea multă educație civică atunci când această materie este privită de multe ori într-o manieră destul de neserioasă. Pe de altă parte, discutăm despre statutul unor alte ore care vizează educația, de pildă cea care vizează educația morală sau etică. Este un subiect important care de prea multe ori cred că este marginalizat. Tocmai de aceea era importantă și o astfel de activitate pentru a le insera studenților sau elevilor, în primul rând, sigur, aceste valori de natură etică atât de importante în societate. În al treilea rând, discutăm și despre ideea de educație în sănătate, nu? Dacă avem de-a face cu acest malefic consum al drogurilor, în care este într-o continuă creștere în societatea românească. Dacă ar exista un curs de educație pentru sănătate care să fie predat cu maximă seriozitate, profesionalism și responsabilitate, atunci elevii ar avea posibilitatea de a se familiariza din punct de vedere teoretic cu ceea ce înseamnă consecințele negative. Mă gândesc aici pentru a evita abuzul de droguri, alcool, tutun și alte substanțe periculoase pentru sănătate. Din păcate, nici o astfel de materie intitulată Educație pentru Sănătate, care ar avea darul de a ne informa în legătură cu ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos, din păcate, nici o astfel de materie nu există, nu are un statut obligatoriu în sistemul de învățământ și atunci, sigur, e foarte ușor ca, din cauza unei eventuale neinformări, elevii să cadă în diverse capcane, din cauza curiozității și a influenței unor diversi factori. Apoi, sigur, trebuie să discutăm și despre educația juridică. Ar trebui și elevii să cunoască anumite consecințe atunci dacă avem de-a face, de pildă, cu probleme gen violență, care, sigur, poate fi de mai multe categorii, dar în mod juridic, sigur, există anumite consecințe ale acestor fapte antisociale și dacă s-ar preda și astfel de conținuturi, evident, mai mulți ar afla care sunt efectele de ordin juridic în legătură cu astfel de fapte antisociale. Deci, iată, sunt câteva chestiuni importante care au legătură cu sistemul de învățământ, pentru că școala generală cred că ar putea completa anumite carențe educaționale care provin din mediul familial și, practic, ar avea, deci, posibilitatea de a completa cei, așa zis, 7 ani de acasă. Pentru că principiile fundamentale, regulile fundamentale care țin de dimensiunea civică, morală și alte subiecte nu fac parte, în primul rând, de educația pe care ar trebui să ofere familiile copii. Ar fi, deci, un conținut, cred că, foarte important pe care ar trebui să-l ofere școala, dar, din păcate, iată că nu se prea întâmplă. Și, iată, vedem consecințele. Evenimente tragice, foarte multe cazuri de violență, agresivitate fizică, verbală și... Nu mai vorbim de agresivitatea consum între elevi, unde și bullying-ul nu este un fenomen care lipsește din școlile din România și din școlile din întreaga lume, pentru că bullying-ul e un fenomen la nivel internațional. Dar v-aș propune o discuție pe care n-am auzit zit-o foarte mult, nici în media, nu știu dacă se discută la nivel de experți în politici educaționale sau dacă se ia în calcul la nivelul autorităților, cum este Ministerul Educației. Noi pare că uităm un lucru. Elevii care au acum, să zicem, 16 ani, 17 ani, poate chiar 18 ani și sunt consumatori de diverse substanțe, la un moment dat elevii aceștia ies din școală, pot continua aceste practici, aceste, nu știu, să consume în continuare și după ce ies din școală și ei la rândul lor vor face copii care de multe ori
repetă ce văd acasă. Adică este iarăși un viitor destul de sumbru dacă stăm să ne imaginăm. Și sunt foarte multe reportaje mai vechi cu mame dependente de anumite substanțe, poate chiar foarte grave sau foarte dure, care dau naștere copiilor deja dependenți de anumite substanțe. Și atunci, repet, iarăși mergem parcă din rău în mai rău. Aveți foarte mare dreptate. Este o realitate pe care o consemnăm în societățile care, să spunem așa, au un trecut mai important în legătură cu acest subiect, în general în zona Occidentului, după cum ați spus la începutul emisiunii. În curând, sigur că vor interveni astfel de situații neplăcute și la nivelul societății românești, iar problema în acele cazuri va determina apariția unor noi tragedii, nu, care până la urmă vor viza persoane absolut nevinovate care se vor naște în astfel de familii, în astfel de situații, moștenind anumite probleme medicale sau chestiuni evident și mai grave. Și tocmai de aceea aceste realități ar trebui să ne facă să conștientizăm importanța acestui subiect și evident să ne determine să acționăm într-o manieră mai fermă, mai riguroasă în legătură cu diminuarea consecințelor negative ale consumului de droguri în școlile din România. Sigur, sunt și alte probleme care apar. O observație aș dori să o fac aici. Poate că ne apar mai frecvent astfel de exemple în ultimul timp. Poate fi și vorba de rezultatul unei monitorizări mai atente în aceste medii din țara noastră, pentru că probabil că și în trecut, în urmă cu mai multe decenii, să spunem așa, au existat astfel de situații, însă probabil că în majoritatea cazurilor, neavând, sigur, tehnologia specifică, aparate pentru filmate, înregistrate și așa mai departe, care în prezent sunt deținute aproape de orice copil, astfel de pasaje nu au fost, sau derapaje, astfel de derapaje, deci nu au fost înregistrate. Și atunci poate fi și o astfel de chestiune, pentru că în prezent nu avem cu toții posibilitatea de a registra astfel de situații. Pe de altă parte, sigur, avem de-a face și cu alte probleme. E vorba aici de pildă de agresivitatea pe care o au inclusiv profesorii față de elevi, pentru că sunt consemnate și astfel de cazuri. E vorba fie de violență verbală, fie chiar de violență fizică. Mi-au fost consemnate astfel de situații, experiențe neplăcute pe care le-au avut, fie trecut studenții, fie au fost martori la astfel de situații. Deci n-ar trebui să credem că problema este doar, să spunem așa, între elevi. Deci există și cazuri în care profesorii au astfel de comportamente inadecvate. În orice caz, față de perioada trecută, ceea ce vă pot spune din relatările unor diverse persoane care au reușit să observe situația în prezent, practic cred că în zilele noastre autoritatea cadrului didactic, a profesorului în general, școlile din România a scăzut față de trecut, îndeoseb față de perioada de dinainte de 1989. Și atunci, sigur, ar trebui să vedem și care sunt până la urmă cauzele acestui fenomen. De ce în momentul de față profesorii nu se mai bucură de atât de mult respect, așa cum era odinioară? Pentru că, la rândul ei, e o chestiune, cred că, destul de importantă, care are corelație, sigur, cu factori și evidente în această conjunctură. Ne explicăm și aceste cazuri de violență asupra profesorilor sau alte comportamente inadecvate din punct de vedere social. Cred că este necesar o recredibilizare a școlii în general, pentru că, din păcate, această instituție adeseori a beneficiat, după cum am discutat și în alte situații, de o lipsă de atenție, să spunem așa, de o marginalizare din partea factorului politic. Vedem că întotdeauna învățământul este unul dintre subiectele oarecum ignorate sau marginalizate și tocmai de aceea lumea percepe, societatea percepe această chestiune și cei care sunt implicați în astfel de activități, atunci sigur că pot fi tratați, să spunem, cu respect mai scăzut de către unii copii care, mă rog, nu au primit în familie, să spunem, educația corespunzătoare.
Da, aveți dreptate și asta remarcam și am mai remarcat aici la Prima News. De foarte multe ori învățământul în România a fost pus în paranteză, poate la capitolul didascalii sau nici acolo. De foarte multe ori și asta este destul de trist. Cât despre ce a spus, am auzit și declarații politice după ultimele evenimente, agresiuni și așa mai departe, de la principalii factori politici, de exemplu de la liderul PSD Marcel Ciolacu, care la fel spunea că dascălii nu mai au autoritatea de altă dată, că este imposibil să se mai întâmple așa ceva de acum încolo, că nu trebuie să se mai întâmple așa ceva și dascălii ar trebui să-și recapete locul pe care ar trebui să-l aibă în fața elevilor. Dar cum s-a ajuns la relația asta între dascăl și elevi? Adică cine e de vină aici? Poate, nu știu, vedem de exemplu în industria muzicală, sunt niște melodii acum ce țin de noua generație, niște melodii destul de violente și ca limbaj și ca învățături, se cântă inclusiv despre aceste droguri, filmele le vedem cum sunt, inclusiv privirea tot mai atentă spre Occident. Occidentul care, cel puțin în Statele Unite, de exemplu, dacă ne uităm, drogurile acolo reprezintă o adevărată problemă și nu de ieri de azi, ci de zeci de ani reprezintă o problemă acolo. Ce să mai spunem despre agresiune? Dar cum s-a ajuns în România la relația asta precară între elev și profesor? Pentru că eu, când eram în liceu, doamne, chit că făceam tot felul de nebunii în pauză, în momentul în care intra profesorul în clasă, aveam, atât eu cât și colegii mei, respect pentru ce înseamnă profesorul care se află în fața clasei. Acum, când vorbim despre tot felul de agresiuni, pare că s-a pierdut relația asta între elev și profesor. Sigur, sunt, cred, mai mulți factori care determină această neplăcută realitate. Pe de-o parte, sigur că tinerii în general tind să imite sau să urmeze acele comportamente care sunt specifice unor modele pe care și le-au asumat. Și atunci, sigur, ne gândim practic la acele persoane sau acele personalități care în momentul de față reprezintă această calitate de model pentru tânăr în general. Și tinerii oare de unde și-ar găsi astfel de modele pentru ei, pentru generația lor? Sigur că e vorba de reperele pe care le regăsesc în muzică, în filme, în media în general. Și e evident, în momentul în care și-au asumat un astfel de reper, să spunem așa, vor tinde să urmeze acele comportamente care sunt specifice modelului pe care l-au avut. Iar dacă un astfel de model pentru tânăra generație promovează un vocabular urât, dacă promovează un comportament de tip agresiv, dacă respectivul model e asociat cu, să spunem așa, abuz de alcool, de droguri și așa mai departe, evident că pentru tineri aceste modele vor reprezenta o influență cât se poate de nocivă. Și aici este o mare, mare problemă în legătură cu societatea noastră. Sigur că este fundamental să avem acest drept la libertate. Este normal să avem libertate inclusiv de expresie și tot ce ține legătură de acest subiect, însă totuși trebuie să vedem și faptul că ar trebui să existe o limită a bunului simț. Înainte de 89, mi-aduc aminte, era o cenzură care avea rolul de a opri, să spunem așa, difuzarea unor elemente, unor melodii, unor creații diferite de natură culturală și așa mai departe, care nu erau adecvate din punct de vedere politic. În primul rând, din păcate, aici a fost o mare, mare problemă, dar și din alte privințe. Dacă ne aducem aminte în legătură cu filmele care se realizau înainte de 89, dacă ne aducem aminte de melodiile care erau atunci transmise, erau cât se poate de inocente, erau cât se poate de, să spunem, nevinovate în comparație cu acele
acest număr impresionant de cântece, după cum a spus foarte bine, care au fost transmise în România, de pildă, după 1989 și mai ales după anul 2000, în general, au apărut diverse formații care efectiv excelau, transmițând tinerilor un vocabular cât se poate de urât și, evident, asociat cu alte comportamente agresive și alte chestiuni cât se poate de neplăcute. Și cred că este unul dintre principalii factori care au determinat această modificare a comportamentului tinerilor în general. Deci această influență socială, din păcate, provenind din muzică, provenind din filme sau din alte chestiuni care au legătură, prezent de pildă, cu rețelele sociale, de pildă. Se transmit foarte facil astfel de exemple negative care sunt preluate ulterior de către copii. Și aici școala, sigur, devine destul de ineficientă, pentru că dacă profesorul nu mai este un model pentru acel tânăr, evident că mesajul acestuia va fi neascultat sau, evident, neaplicat în continuare. Și, evident, atunci avem de-a face cu această situație. Pe de altă parte, un al doilea factor depinde realitatea prezentă în diverse familii. Avem de-a face momentul de față în țara noastră cu mii și mii de familii în care copiii sunt separați de părinți. Părinții sunt la muncă în străinătate, copiii care sunt aici în grijirea, nu știu, a bunicilor, a altor rude sau fraților mai mari. Evident, aici pot să apară carențe foarte mari în legătură cu ceea ce înseamnă educația. Cu pot să apară ani, și au și apărut deja, adică vorbim de că migrația, cel puțin în mediul rural, au plecat pe capete oameni din România, mulți dintre ei au lăsat copiii cu bunicii și așa mai departe. Parte și evident controlul parental este destul de afectat. Bun, o ultimă întrebare, circa un minut mai avem. Dumneavoastră ați transmis niște soluții ce țin de anumite materii care ar trebui introduse astfel încât să vorbim despre prevenție în situațiile despre care vorbeam. În schimb, clasa politică cere și altfel de soluții, cum ar fi sancțiuni, să fie introdusă detenția, să fie reintrodusă exmatricularea pentru anumite cazuri. Sunt acestea o soluție? Adică cu frică ar trebui rezolvată situația asta? 30 de secunde, un minut v-aș ruga. Sigur, cred că ar trebui să fie ultima soluție aceasta pe care ați menționat-o. Doar în acele situații când s-a încercat în toate celelalte modalități și nu s-a reușit, din păcate, uneori cred că altceva nu e de făcut. Dar, evident, asta în ultimă instanță. Până atunci ar trebui să existe o consiliere adecvată, un proces real de educație în legătură cu dimensiunile pe care le-a menționat, adică să facem tot ce ne stă în putință pentru a încerca să corectăm, să îndreptăm un comportament și nu să-l sancționăm într-o manieră deosebit de severă. Doar atunci când este cazul, cred că ar trebui să... Poate în situațiile extreme, nu? Bun, exact, da. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Cucerzan, profesor de sociologie. Mulțumesc mult de tot pentru intervenție și pentru soluțiile oferite. Bun. Rămânem pe același subiect, pentru că este un subiect foarte important, așa cum spuneam și mai devreme, pare că ne îndreptăm spre o zonă foarte eronată. Discutăm de această dată cu domnul profesor Anton Hader, președintele sindicatului Alma Mater. Dânsul este pe zona sindicală universitară, să spunem așa, sindicat, dar nici în universitate lucrurile nu sunt cu mult diferite, din moment ce elevii de liceu care fac aceste fapte, mulți dintre ei ajung și la universitate. Bună ziua, domnule Hader, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc de invitație, vă salut cu drag. Cum zice și titlul, îl repet, România educată cu droguri, agresiuni și, din păcate, încă vorbim în multe cazuri și de toalete în curte. Când zic agresiuni, mă refer și la fapte extraordinar de grave, cum este tentativa de omor în cazul elevului care a înjunghiat o profesoară. Vorbim însă și de doi elevi de 13 ani din Prahova care au agresat sexual și au postat imaginile pe rețelele de socializare o doamnă profesoară. Pare că ne îndreptăm spre o zonă
eronată spre un viitor destul de, de sumbru. Vă întreb pe dumneavoastră ce ar trebui făcut, pentru că mulți dintre acești elevi ajung și la facultate, mulți dintre ei după aceea întemeiază familii, fac copii care de multe ori copiază exemplul și pare că învârtim rotițele într-un sens negativ. Din păcate s-a ajuns cam jos într-un punct critic pe care dacă nu vom ști să-l gestionăm, mi-e tare teamă că pierdem mulți dintre tinerii care astăzi învață în licee și evident poate unii dintre ei chiar ar fi fost buni să vină către învățământul superior. Comportamentele despre care aminteați dumneavoastră nu sunt izolate, s-au înmulțit. În anii anteriori un asemenea caz se întâlnea foarte rar. Iată că în doar 2-3 zile am avut de-a face cu câteva cazuri incredibile. De la tentativă de omor, la acele scene scabroase dintr-o clasă de școală generală, parcă, cu o profesoară care, după părerea mea, n-are nicio vocație pentru meseria aceasta, chit că are toate examenele luate, am înțeles că e profesor gradul 1, cred că era profesoară sau este profesoară de engleză. Nu-mi închipui cum a putut să suporte acel comportament, ar fi trebuit să iasă din școală, nu o vinovățesc numai pe ea. Evident, principalii factori care au degenerat acel comportament al tinerilor trebuie analizați. Familia, cum spunea și dumneavoastră, în multe cazuri, inexistența ei. Lăsați fiind pe spinarea și în coordonarea bunicilor, a rudelor, unii dintre ei nu știu pe ce lume trăiesc. Mediul online, TikTok-ul și alte asemenea entități moderne de comunicare îi dezaxează pe tineri, dragul meu. E anormal ca un tânăr de 13-14 ani să se bată cu alt tânăr din dragoste pentru o fată. Este anormal, ba chiar mai jos, 10-11 ani. Ce știu aceea ce e dragoste, ce e iubire? Deci ceva trebuie făcut, dar nu prea știm ce. Sunt atât de multe comportamente anormale încât fiecare caz parcă e diferit. Vorbeați de droguri la noi în învățământul superior. Sunt convins că aceste droguri există, proliferează și fac mare rău tinerilor. Cineva trebuie să-i urmărească. Cine îi depistează? Ei se acoperă unii pe alții. Se ajută. Organele statului, deși am înțeles că în special în București, dar și în orașele mari, s-au creat structuri care sunt menite să se ocupe de tinerii noștri studenți și elevi. Pe fiecare sector există un asemenea centru în București. Dar nu vedem roadele. Ei tot calcă pe bec și nu se îndreaptă mai nimic. Se mulțește numărul celor care devin consumatori de droguri, se înmulțesc comportamentele acestea incalificabile ale unor tineri. Iar școala, așa cum ați menționat și noastră cu domnul Cucerzar, parcă nu poate să găsească soluții. Familia nu face nimic. Familia de multe ori știe ce se întâmplă cu odorul lor. Dar așteaptă să rezolve școala. Păi dacă el a intrat într-un clan de ăsta, pentru că am ajuns să folosesc cuvântul acesta la nivelul vârstei de 10-15 ani, în care ei prizează droguri. Ați văzut cum se comportă în clasă. Ați văzut ce cuvinte folosesc. Asta înseamnă că s-a degradat foarte mult comportamentul tinerilor. Familia, dacă nu îi ajută, și nici școala nu poate să mai panseze câte ceva pe aici, pe acolo, din ceea ce vine din familie, vă dați seama că nu prea văd ce putem face. Dar, domnule Hader, noile legi
ale educației. Vin măcar în întâmpinarea acestor probleme? Dacă nu putem vorbi de limitarea drogurilor, că deja s-a ajuns prea departe, măcar putem vorbi despre prevenție, despre tot felul de programe de prevenție, despre tot felul de controle. De exemplu, am auzit, cum vorbeam și cu domnul Cucerzan, se cere reintroducerea detenției sau exmatriculărilor pentru anumite cazuri. Sunt acestea soluțiile? Și repet, noile legi vin cu măcar cu o rezolvare parțială la aceste probleme? Aici cel mai bine ar trebui să discutați cu doamna ministru, care a fost supusă acum vreo 4-5 zile la Parlamentul României la un eveniment de analiză a proiectului legii învățământului preuniversitar și a celui superior. Situație în care au intervenit foarte mulți dintre vorbitori să susțină exact ceea ce a spus dumneavoastră, înăsprirea sancțiunilor. Școli de corecție și alte mijloace de presiune, pentru că așa se pot numi, pe care nu le-am mai folosit de multă vreme și despre care uneori ți-e frică să și vorbești, să spui că acel elev trebuie să meargă la școala de corecție pentru că, eu știu, s-a comportat mizerabil în ora respectivă de limba engleză. E drept, sunt fapte și fapte, comportamente și comportamente. Nu toate pot fi încadrate la aceeași limită, cu același mod de măsurare. E clar că atacul cu armă cam acolo te duce, domnul Andrei. Cam acolo. Unde să te duci? Dacă, unde să-l duci? Ce să faci cu el? Cu tânărul? Să-l încadrezi în societate? Cum îl mai aduci tu într-o clasă și să fie acolo printre colegi? Când toată lumea sigur va ști că acel tânăr era cât paci să omoare un profesor. Deci, se vorbește de așa ceva de multă vreme. Și eu, la anumite asemenea comportamente, vă spuneam, rare cu ani în urmă sau în ultimii ani, înțelegând asta până acum 3-4 ani. Se pare că și pandemia i-a debusolat și mai tare prin faptul că mai mult au stat pe computer decât au stat la școală. Și s-a ajuns în situația aceasta încât chiar doamna ministru a trebuit să răspundă și a spus ce spuneți dumneavoastră mai degrabă, că încercăm să prevenim. Dar eu știu dacă acele elemente din lege vor fi în măsură să prevină, să reducă măcar asemenea comportamente. Dar să știți că erau oameni care au susținut cu tărie reintroducerea școlilor de corecție. Se pare că la nivel de Uniunea Europeană s-au cam rărit, chiar nu prea sunt. Vorba unuia, de ce am fi noi românii altfel și de ce n-am găsit soluții? Păi dacă familia la 16-17 ani i-a luat mașină și el spune, dacă nu-mi luați și eleron în spate ca să zbor cu ea, știți că elementul acela e unul de natură a accesului la viteze mai mari. Îi creează posibilitatea de a se mișca mai bine automobilului, autoturismului. Și era vorba de o situație chiar pe care o cunosc, nu exagerez aici. Era un Bugatti, sute de mii de euro, cred că pe acolo e. Și nu i-a luat eleron, domnul. Și familia s-a dat peste cap, i-a pus și eleron în spate. Să urce la ceruri. Iasă. Și uneori se urcă la ceruri, dar știți de ce. Dau într-un copac, omoară pe cineva și așa mai departe. Deci dacă tu, familie, îi faci toate poftele odorului tău, ce te aștepți, domnul? Ce îi ierți tot? Te duci la școală și te legi de profesor. Îl strângi de gât. Deci la rândul ei, familia, de multe ori, încalcă cele mai elementare reguli de comportament. Se duce să se răfuiască cu cine? Cu profesorul. Răfuiala dintre părinte și profesor. Profesorul de cele mai multe ori este zăpăcit, e învins din start. Cum să răspunzi tu așa ceva? Că se duce la director, de la inspectorul județean. Sunt familii care investesc doar bani în copiilor, nu și educație. Nu și educație. El când vede că familia respectivă vorbește urât, ei între ei, membrii familiei, mă refeream,
Da, acolo unde sunt membrii familiei, că exact, în mediul rural exact, mulți familie, au plecat. Exact. Da, când vede că familia respectivă se îmbogățește ilicit de multe ori. Că sunt cazuri multe. Ce te aștepți când nu mai au ce face cu banii? N-au timp să-i numere, vorba unuia. N-am timp, profesore, să-i numere. Păi și atunci, ce să facă familia respectivă cu banii? Ia orice vrea, îi ia copilul. Dar și te aștepți ca... Dar nu generalizez. Dom'le, eu nu spun că peste tot atunci când investesc într-un copil, inclusiv prin a-i crea aceste posibilități pe care... Doar 3, 4, 5% poate dintre copii le au. Nu înseamnă că este o măsură care ucide. Dar în multe cazuri, da. Din păcate, tânărul având la o vârstă foarte fragedă tot ceea ce își dorește, nu mai respectă pe nimeni. Pe profesori nici decât. Păi vine un profesor cu 2500 de lei pe lună salariu și dai că să o câștigă în 5 minute. Păi ce părere să aibă el când el știe asta? Aude că se vorbește. E trufia aia. Și ia uite, tată, ce am eu aici. Mormane. Mormane de bani. Îl distruge și pe copil când vede ce face familia. Și doamna ministru a cam fost pusă la colț, dar nu știu dacă i-a convins foarte mult pe cei de acolo. Dar nu știu haideți dacă să delimităm puțin lucrurile, pentru că toată lumea arată acum spre doamna ministru Ligia Deca și departe de mine să fiu un apărător al domniei sale, pentru că... Dar nici n-am spus că e vinovată. Nu. Zic ce se discută prin media. Departe de mine să iau apărarea doamnei Deca, perfect, pentru că a făcut foarte multe greșeli, au fost foarte multe amânări, adică nu, dar nu aici avem și cuvinte de critică. Dar hai să ne gândim la droguri, de exemplu, și la piața drogurilor. Piața asta ar trebui controlată în primul rând de poliție, adică ar trebui să ne uităm spre Ministerul de Interne. Putem să vorbim totodată despre un control al polițiștilor și în ceea ce privește armele albe, pentru că elevul respectiv care a intrat cu un cuțit în școală a verificat. Pe de altă parte, putem vorbi, da, inclusiv de Ministerul Educației, care prin niște investiții ar putea face, cum sunt la anumite școli sau licee private, tot felul de controle la intrare, cum sunt la Banca Națională sau la aeroport, niște senzori prin care treci, scoți metalele din buzunar, ce ai, chei, brichete sau alte lucruri de metal, și atunci s-ar vedea imediat dacă un elev intră cu un cuțit în geantă sau un briceag în buzunar. Dar aici ține iarăși de investiții, ține iarăși despre bugetul mic, ține iarăși despre eficientizarea și prioritizarea investițiilor. Nu? Gândiți-vă foarte bine ați... Dar e un cumul de vinovați și de factori. Da, foarte bine ați punctat că și noi acolo am discutat această zonă a organelor statului, intervenția lor fiind socotită esențială. Se pune problema ca la intrarea în licee, cred că s-a discutat și în media în ultima perioadă, să fie în școli, să fie controle, mai puțin universități, pentru că ați văzut că de regulă nu se întâmplă asemenea lucruri prin universități. Cu drogurile, da. Dar cine să-i mai depisteze și cu drogurile? Dar hai să ne gândim la vârsta asta fragedă de 10, 12, 15, 16 ani când sunt în liceu și în general. Deci se pune problema, dar suntem noi în stare să avem pasnicii atât de bine pregătiți sau niște bodyguards puși la intrare acolo să-i verifice? Pentru că el poate oricând să introducă o armă albă. Chiar se poate descoperi ca la intrarea în Parlament, când intrăm în Parlament, mă controlează. Și până s-a zis că a fost la diverse evenimente. Punem lucrurile pe bandă și se verifică. Ar trebui câte o bandă de asta în fiecare liceu. Să pui ghiozdanul, să te verifice în fiecare zi. Dar dacă ai ieșit afară și ai intrat și ai ieșit și ai intrat în pauze, în recreație, vă dați seama câte se pot face. Și îl lasă acolo. Dacă acel elev a avut în cap să aibă după el arma albă, cel care a atacat profesoara, care era cât face să se prăpădească, vă dați seama că el folosea frecvent arma aceea, o utiliza, că se juca, că mai... În ce sens? O lua după el.
Adică purta așa ceva la el, ca șoferii, când te uiți sub scaunul pe care stau, au câte o bâtă, câte un cuțit, câte un buzdugan, ce mai au pe acolo, știu ce poartă. Deci ca să știți că va fi greu, dar trebuie o soluție. O să vedem dacă se poate pune un asemenea dispozitiv de verificare la sânge pe fiecare, pe fiecare școală generală, mai ales vorba noastră, mediul rural. Avem noi atâția bani să putem să investim, apoi persoane. Trebuie să angajăm persoane care să se priceapă la așa ceva, nu un pasnic care doarme în post și vai de mama lui, a muncit toată săptămâna la câmp și după aia o săptămână următoare să zicem că vine și lucrează pasnic la o școală. Nu, trebuie să ai persoane pregătite și instalații, echipamente, infrastructură. Deci asta e o poveste, o altă problemă. Alta ar fi la noi, cu drogurile. Pe vremuri funcționau niște echipe de voluntari cu profesori din universități. V-am spus în emisiunea anterioară că am figurat și eu vreo 3-4 ani ca voluntar într-o asemenea echipă cu 10-15 ani în urmă. Au fost la un moment dat în situația în care să-mi propună să am și eu arme ce trebuie, ca și cum aș fi al poliției. Am refuzat, că nu mă duceam eu acolo, dar puteam să am după mine toate dotările necesare, pentru că eram voluntar. Mă pregăteau, evident, nu se punea problema să nu știu să utilizez acea armă sau ceva, pentru că se făceau controle serioase. S-a mai diluat atunci consumul drogurilor, dar a revenit în forță acum, în perioada asta. Să știți că pandemia a jucat un rol nefast. Izolarea tinerilor, faptul că nu au putut comunica și când au scăpat de acolo, au scăpat cu dorința de a se deda la orice fel de comportament. Gândiți-vă la ceea ce se întâmplă astăzi în școli, chiar la orele mele. Da. Am 70-80 de studenți, vreo 3 grupe, a 25 de studenți. Păi dacă îmi vin 30 de studenți la curs, un curs esențial, gândiți-vă că rezistența materialului pentru cei de la viață, de la transportul, de la mecanică, de la energetică, sunt cursuri capitale. Cu ani în urmă nu lipsea unul, domnule. Acum 3-4 ani aveam 60-70, aproape toți. Acum, dacă vin 15-20 sau 30 de inși, ce fac ei lați? Unde se duc? Deci au pierdut pofta de a învăța. Unora le-a plăcut perioada aceea urâtă cu învățământ la distanță, au văzut că se poate să se descurce fără să învețe, că știți bine că am invocat-o mereu la noastră la post. Nu era școală, nu era calitate, nu era corectitudine în evaluare. Și unora le-a plăcut și vor și în facultate să meargă la fel. Vom scoate generații foarte, foarte slabe. Deci rețineți toate aceste aspecte, că toate au concurat la deteriorarea comportamentului acestor tineri. Și repet, fără sprijin din partea familiei, mai ales acolo unde știu ei că au cazuri concrete, îi cunosc foarte bine pe copilul, nu o să putem să facem mare lucru. Nu o să putem. Mă rog, trebuie să reducem posibilitatea de a se petrece asemenea evenimente des. Asta se poate face înăsprind controlele. De ce nu sancționând poate ceva mai aspru? Nu cred că o școală de corecție poate să folosească foarte mult. Dar dacă totuși este un caz urât cu o, Doamne ferește, moarte de om, cu atacuri, cu arme albe sau cu altceva, eu cred că tânărul acela nu mai poate să revină în societate că are dreptul la a învăța 12 clase și că trebuie să-i se asigure condiții. Pentru că oricând poate să atace un coleg, îi pică pe un coleg și îi ia gâtul. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Sunt oameni, sunt care au probleme majore din punct de vedere psihic. Și sunt printre elevi, sunt printre profesori. Să știți că sunt foarte mulți profesori care mă sună. Uneori, în mod exagerat, le-am și spus, păi oameni, vă sunați-vă liderii voștri de la preuniversitar, eu vă apăr în media, spunând cazurile voastre. Dar dacă discutați cu unii dintre ei, n-ar mai intra la ore, le-i frică să intre la ore. Au clase atât de bolnave, în sensul în care sunt prea mulți tineri care s-au uitat. Așa și creează o presiune asupra profesorului, asupra altor elevi. Și legea ce spune? Nu, domnule, trebuie să înveți acolo. Cum să-l mulțim la liceu? Și dacă îl mulțim la liceu, te întreabă lumea, ce faci cu el? Că el tot așa o să fie.
Vă rog. Bun. Domnule profesor, vă mulțumim mult de tot. Ați tras niște semnale foarte importante în acest dialog. Sper să fie și auzite, sau sper ca factorii de decizie să aibă urechi, să audă, ochi să vadă și intenția să reacționeze și să impună anumite măsuri. Și eu apreciez, eu foarte mult că faceți asemenea emisiuni. Cred că sunteți singurul post care vă concentrați pe subiecte legate de educație o oră și mai multe pe zi. Mulțumesc și eu pentru invitație și aștept să vă reîntâlnesc în viitorul foarte, foarte apropiat. Cu siguranță sunteți un bun prieten al emisiunii mele și al postului nostru. Vă mulțumesc foarte mult și sărbători frumoase și la fel, alături de cei dragi. Domnilor, am ajuns la finalul acestei zile. Nu ne despărțim însă pentru foarte mult timp. Diseară este Talk News, emisiunea cu care reunește realizatorii Prima News de la 8 la 10. Așadar, ne revedem ceva mai târziu. O zi frumoasă!